În anul 2006, la Voinești avea loc prima ediție a festivalului Rodica Bujor, manifestare născută din dorința de a aduce un tribut de recunoștință unui mare nume al muzicii populare românești. Din păcate, anul acesta lipsa fondurilor îi determină pe organizatori să amâne festivalul, ce avea ca dată stabilită 15 mai. Festivalul era programat pentru 15 mai, era vorba de duminica viitoare, deși s-a amânat pentru că nu am mai avut resurse financiare. Ce s-a întâmplat? Au fost niște cheltuieli cu Olimpiada Națională de Arte Vizuale și au mai fost și altele care nu au fost prevăzute de la început în buget și am rămas în situația în care ne aflăm acum, că nu putem acoperi cheltuielile pentru festival. Cam de ce buget ați fi avut nevoie? Bine, în total, dar vorbesc acum de partea noastră. Era undeva în jur de 40-50 de milioane de lei vechi. Și pentru când s-a amânat? Există un termen fixat la acest moment? O dată fixă nu, dar oricum în acest trimestru nu putem să mai ținem. Asta înseamnă nu până la începutul lunii iulie.